Bună seara. Încep jurnalul zilei a 9. Azi am avut o zi liberă în care i-am dus, după cum v-am spus și data în ziua precedentă, pe japonezi în Delta. Cred că le-a plăcut, sincer, nu am insistat să le cer părerea părerile impresiile pentru că voi avea oricum mâine jurnalele lor zilnice și mi-am învățat lecția, nu trebuie să insist, acest loc este foarte frumos, această mâncare este extraordinară, pentru că dacă supraapreciez, parcă la ei invers, adică se depreciază cu totul. Totul. Așa că am, am mers la mine la 23, prin vreo 4 sau 5 lacuri, la ducere și la întoarcere ne-am întors direct pe, brațul tugea uh, a fost interesant frumos șalupa uh, era oarecum nouă și paradoxal am putut să dorm chiar pe ea chiar dacă mergea cu viteză dar avea așa un sunet uh, motoarele Yamaha cred că japonezii au pus stăpânire pe toate motoarele de șalupe de aici, am văzut uh, motoare, majoritatea uh, mach, Yamaha, dar am văzut și două Suzuki Uh, în legătură cu mâncarea, recunosc că japonezii nu s-au omorât și practic uh, asul meu din cu mâncarea de aici uh, nu prea, nu prea a fost chiar as. Pentru că japonezilor le, pla le plac peștii de ocean, nu neapărat peștii de uh, râu, pește, de, peștii de râu. Pentru că au oase și au un gust ciudat pentru ei. Am aflat acest lucru de la Unizawa, uh, practic după 10 ani în care eu am făcut ghidărie cu japonezii și am fost convins că japonezii sunt pur și simplu nebuniți după peștele nostru. Da, de unde? Nu știu ce a fost în capul meu. Uh, a trebuit după 10 ani să, să iau un japonez la partea asta de sinceritate, de fără politețuri, fără așa și să-mi zic că verde în față că nu e chiar așa. La fel și ideea cu Sfântul Gheorghe. Credeam că e o chestie unicat unde marea se unește cu Dunărea, în stânga e apă de băut, în dreapta e apă sărată, clima, totul, fauna se așa. Ei au în Japonia zeci de astfel de fenomene. Ah, parcă am trăit într-o bulă. În fine. A fost o chestie interesantă, ce să zic. Japonezul Yoshi este înnebunit acum după ciorbă de burtă. Iar Onizawa fiind mai politicos și mai așa, practic mănâncă tot ce îi se dă, gustă tot ce îi se dă și Vitoarea lui soție a zis că trebuie să îngrașe și a făcut vreo două de, două, de două ori, niște concursi, așa, o ambiție din asta, eu spune prostească, să mănânci uh, niște platouri imense ca să se îngrașe forțat. N-am înțeles ideea asta, dar ok, mi se, oricum mi se pare o chestie supraomenească. Uh, altceva? ce să zic, că ce e un oraș așa, nu știu, am multe nostalgie aici, că aici am copilărit. O seară bună vă doresc și ne vedem mâine.